atenți la reuniunea Consiliului Jai, azi la Bruxelles, Consiliul Miniștrilor de Justiție și de Afaceri Interne din Uniunea Europeană. Aici ar urma să se discute și să se și voteze, printre altele, pentru sau împotriva primirea a trei noi țări în spațiul Schengen, Croația, Bulgaria și România. Nu e pentru prima dată când acest subiect intră în atenția Consiliului, dar este pentru prima dată când România, prin vocea premierului, anunță că va forța un vot cu orice risc. În cultura și procedurile consensuale de luarea deciziilor din Uniunea Europeană, nu e chiar uzual ca o țară să forțeze un vot dacă nu s-a obținut deja prin negocieri consensul asupra deciziei. Dar exasperarea României e ușor de înțeles, așteptăm de mai bine de un deceniu o decizie favorabilă și am tot fost amânat sub diverse pretexte în tot acest timp. Acum știți contextul, toată lumea e de acord, mai puțin Austria, care a exprimat rezerve în ultimul ceas și anunță că se va împotrivi aderării Bulgariei și României, în mod special, pentru Croația vrea să voteze pentru. Cel puțin în cazul României, argumentele Vienei nu au credibilitate. Este invocată migrație ilegală prin țara noastră, în condițiile în care România nu este, de fapt, rută de migrație spre vest. Sau și mai surprinzător, cancelarul austriac i-ar fi spus ministrului român de interne că firmele austriece din țara noastră ar fi amenințate, ceea ce este totalmente derutant în condițiile în care aici funcționează de decenii deja, cu profit și fără probleme, chiar dacă uneori pe la marginea legii așa, companii austriece foarte mari, precum OMV sau Raiffeisen Bank, ca să nu numim decât două. La telefon este scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața, domnule Popescu. Bună dimineața, domnule Petreanu. E multă frustrare în România în urma opoziției greu de explicat a Vienei. Adică mediul românesc de afaceri, comentatori, mulți politicieni reacționează, se fac apeluri la boicot, la anchete penale, ministrul turismului cere românilor să nu mai facă vacanțe în Austria. Cum vedeți aceste reacții? Sunt explicabile? Sunt justificate? Aceste reacții pot fi încadrate în ceea ce aș numi lovitura de stat din Uniunea Europeană. Statul care lovește fiind Austria. Oricât ne-ar supăra ceea ce se întâmplă și ne-ar scoate din sărite ce se întâmplă acum, poziția aceasta a cancelarului austriac și partidului său, trebuie să înțelegem că e vorba de mai mult decât jignirea și desconsiderarea României. Este vorba de o lovitură de stat la adresa Uniunii Europene. Pentru că are sens ideea de consens. Deci luăm o hotărâre în unanimitate, într-o anume structură, atunci când membrii ei se supun unui set de reguli care este acceptat de la început în funcționarea respectivei structuri. Altfel nu va funcționa. Consensul n-are cum. El trebuie să funcționeze între parteneri raționali de bună credință și care respectă regulile. Și atunci, într-adevăr, așa funcționează un consens. Dacă ceilalți, făcând apel la regulile comune, îți demonstrează că lucrurile stau în anume fel, atunci te înclini și votezi și tu în sensul respectiv. Orice face Austria. Austria pur și simplu ignoră regulile Uniunii Europene, regulile consensului. Păi nu are absolut niciun argument, niciun argument, aici nu e vorba de chestiuni discutabile. Ea se comportă în chestiunea asta României și Bulgariei ca un membru al unei comisii de examen care le spune celorlalți din comisie: domne, candidații ăștia, în legătură cu candidații ăștia, știu eu că habar n-au. Nu sunt pregătiți pentru examen, prin urmare nu mai pierdem vremea, nu-i primiți în examen, că știu eu că nu sunt pregătiți. Și vrea să se întâmple lucrurile exact așa.
Deci nu au absolut niciun argument bazat pe date europene, bazat pe datele organismelor comune, îndrituite să verifice în chestiunea migrației. Și atunci, ce înseamnă de fapt acest mesaj al ce se ascunde? Nu se ascunde, că e vizibil. Mesajul lui Nehammer înseamnă așa. E vorba de un complot. Un complot la nivelul Uniunii Europene împotriva Austriei, care trebuie să suporte un număr mare de migranți, deși nu este printre țările mari ale Uniunii Europene. Da, dar acest argument nu are justificare în realitate, pentru că România nu este o rută de migrație. Adică lucrul ăsta poate fi demonstrat foarte ușor, iar afirmația oficialilor austrieci poate fi demontată la fel de ușor. Dar nu poate fi demontată, domnule Petreanu, pentru că nu poți să demonstrezi decât ceva care e bazat pe argumente, care pot fi arătate ca false. Nu are niciun argument, domnul Nehammer. Spune, știe poliția noastră că vin prin România și Bulgaria. Avem acte care arată că domnul cătovarășul este spion al imperialismului, dar nu putem să vi le arătăm, că e secrete. Păi atunci să pună graniță cu Ungaria, să aibă filtrare dacă problemă. România și Bulgaria nu sunt în stare să-și facă treaba, nu? Și Austria vrea să se protejeze. Ba mai mult decât atât, imediat vorbim și de Ungaria, păi prima reacție, care nici asta nu n-ar fi fost în regulă deloc, dar logică ar fi fost a Austriei, dacă avea o problemă cu migranții care intră ilegal în Austria, ar fi trebuit să spună, domnule, deși suntem în Schengen, noi Austria, vom introduce controle speciale peste regulile Schengen, la graniță, pentru că avem probleme. Lucru care este posibil potrivit reglementărilor acestui spațiu și a fost și făcut la un moment dat. Exact. Când a fost criza migranților din urma războiului din Siria, multe țări Schengen au introdus temporar controlele la graniță. Adică Austria, dacă are această problemă, poate recurge la o astfel de măsură. Exact. Asta ar fi fost reacția logică. Bun. Și atunci, cum explicați această împotrivire care se bazează, vorba dumneavoastră, nici măcar pe argumente, ci pe niște afirmații nedemonstrate și nedemonstrabile? Acesta este un mesaj politic care vine, iată, de la partidul domnului Nehammer și de la Nehammer însuși, adresat tuturor formațiunilor de extremă dreaptă, xenofobe, anti-UE, pro-Putin din Europa. Despre asta este vorba. Uite, eu aici, în Austria, eu mă opun invaziei migranților în Europa, uite și uite cum o fac. Ce am la dispoziție aici? Am la dispoziție momentul ăsta al României și Bulgariei care vor să intre în Schengen. Îl folosesc. Cu toate că n-are nicio legătură cu România și Bulgaria. Le lovesc în țările astea. De ce? Ca să dau un mesaj în Uniunea Europeană, uite cum trebuie procedat în problema migranților, care este, cum să spun, calul de bătaie esențial pentru toate aceste formațiuni de neonaziste din Europa, care sunt prezente în toate statele europene. Despre asta este vorba. Bun. Mesajul este clar. Și credeți că îndeamnă... va avea efect? Da, vă rog, vă rog. Poftim? Dacă voiam să vă întreb dacă această atitudine, mie mi se pare, nu știu dacă mă înșel, că e percepută ca o încercare de a umili România. Probabil că și opinia publică bulgară are sentiment... Nu aș fi de acord. Nu aș fi de acord. Nu urmăresc să umilească. Nu le pasă de România și Bulgaria. Nu, eu spun cum percep românii această împotrivire irațională. Și dacă absolut, credeți că va avea efecte asupra sentimentelor pro-europene ale românilor, care totuși sunt consolidate, sunt destul de solide. De aceea v-am spus la începutul discuției că reacțiile din România, ca și cele din Bulgaria, ați văzut că Bulgaria a anunțat că dacă nu e primit acum, va boicota toate hotărârile Uniunii Europene cu privire la migranți.
chestiunea pe care o consideră esențială Austria, da? Uh-huh. Și poate să facă lucrul ăsta. România, la rândul ei, în România apar reacții de felul ăsta. Scoatem firmele, anchetăm firmele austriece, nu ne mai ducem la schi. Cum vi se par reacțiile astea? Dincolo de emoția. Parte din lovitura de stat, domnule Petreanu, pentru că astfel de reacții sunt urmărite, spuneți. Apară, poftim? Sunt urmărite, adică cancelarul austriac urmărește să apară astfel de reacții. Exact, el asta vrea să producă. Deci asta se produce. În ultima instanță, nici nu mă interesează ce e în creierii individului ăstuia. Da? Da. Interesează ce se întâmplă. Păi asta se întâmplă. Oriunde în Europa, așa sunt exemple. S-a creat un precedent. Deci acum, dacă o altă țară europeană are o problemă de rezolvat la nivelul Uniunii Europene, face ce a făcut Austria, da? Găsește un moment în legătură cu o hotărâre comună care trebuie, să mă opun. Da. Mă opun pentru că eu am altă problemă care mă deranjează și câtă vreme nu mi-o rezolvați pe asta, eu mă opun. Da, da? Contrazice însuși spiritul de funcționare al Uniunii, care este, Europene, într-adevăr, consensual. Este ideea că suntem toți împreună aici pentru că vrem să fim împreună și să construim ceva împreună. Vreau să vă rog să comentați și poziția guvernului român, autorităților române. Spuneam la început că este pentru prima dată după, cred că de mai bine de 10 ani, așteptăm o decizie în sensul ăsta, au mai fost momente și alegerea a fost să amânăm un vot ca să nu se creeze o astfel de problemă. De data aceasta, iată, guvernul României spune că merge până în pânzele lui și va forța un vot ca să demonstreze ceva. Ce anume vrea să demonstreze guvernul român și cum comentați atitudinea și poziția guvernului român în această chestiune? Este corectă. Atitudinea este corectă și faptul că forțăm votul astăzi nu vom face decât să punem în lumină, deci să vadă întreaga lume, faptul că Uniunea Europeană este blocată de o singură țară. Să arătăm că nu mai e vorba de o problemă cu România sau cu Bulgaria. Nu. Este vorba de o problemă a Uniunii Europene, de funcționare a Uniunii Europene. Deci pentru că o singură țară, refuzând să se supună datelor și regulilor comune, ceea ce este principiul fundamental pentru consens, nu? Ei act de ceea ce îți spun ceilalți pe bază de date, fapte, cifre. Și atunci spui, da, domnule, mă supun și votez și eu așa. Asta înseamnă consens. Care ar trebui să fie continuarea în cazul unui refuz? Ce ar trebui să facă statul român? Ce poate să facă? Să continue? Nu, în niciun caz măsuri de genul acesta, cum să spun, scoaterea firmelor austriece din România și introducerea de vize pentru cetățenii austrieci și așa mai departe. Deci astea sunt niște răbufniri care nu trebuie luate în considerare de niște politicieni serioși. România trebuie să continue demersurile la fel ca și până acum pentru intrarea în spațiul Schengen. Pentru că în ultimă instanță ceea ce va rămâne este imaginea. Și în general, să știți că în lumea de astăzi, de fapt știți foarte bine, domnule Petreanu, ceea ce contează, ceea ce se vehiculează, ceea ce se, în ultimă instanță, evaluează în relațiile internaționale, este imaginea. Imaginea României e bună, iese bine România din această bătălie, în vreme ce Austria iese rău. De asta e și bine că se forțează astfel votul. România nu o să dispară de pe hartă, pentru că nu e primită acum în Schengen și modul în care s-a comportat România, faptul că a reușit să întoarcă decizia Olandei pe baza verificărilor făcute de olandezi, i-a chemat aici, uite domne,
Hai să vedem despre ce este vorba. Faptul că Olanda a revenit, acesta este un câștig foarte mare, domnule Petreanu. Da. Faptul că Suedia iarăși a revenit față de poziția inițială este un câștig foarte mare. Deci România, după părerea mea, s-a comportat bine în această criză și indiferent de ce face Austria și, cum să spun, nu văd cum ar putea să se întoarcă, mă rog, sau poate să se găsească ceva, o formulă da. De compromis acolo, nu știu, asta nu știu. Vom vedea azi. Dar indiferent de ce se întâmplă în dimineața asta, din punctul de vedere al imaginii României, România a câștigat. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.